Evenimentul Drumul Crucii a început cu peste 12 ani în urmă, când Dan Leș a fost în București la un târg, el a fost, fiind artist ceramist, a fost la un târg și într-o pauză a stat într-o parcare mâncând un hamburger și văzând toată agitația care e acolo la mall, oamenii intrau, ieșeau după cumpărături, pregătindu-se de sărbători, a fost oarecum trist văzând că de sărbători oamenii sunt focalizați pe altceva decât pe sărbătoarea morții și învierii Domnului Iisus Hristos. Și atunci a venit așa un vis, un flash. Ce ar fi dacă te-ai plimba cu crucea pe străzile orașelor? Și așa a început, a pus în practică mai întâi în Baia Mare, a luat câțiva prieteni de-ai lui. Mulți au zis că e nebun, ce cauți pe stradă și așa mai departe, a fost judecat. Anul acesta avem un traseu, în Săptămâna Mare, începând de luni, 10 aprilie, începem la Zalău. Acolo va fi începutul la Casa de Cultură de la ora 5. Următoarea zi, marți, vom fi la Oradea. La Oradea mai fost de vreo două ori. La Oradea începe tot la ora 5, pe Bulevardul Republicii, de la magazinul Crișu și sperăm să ajungem până în Piața Unirii, va fi, unde va fi scena Răstignirii. Miercuri vom fi în Timișoara, după 10 ani, n-am mai fost de 9 ani sau de 10 ani, în Timișoara. Vom începe în fața Catedralei, vom străpunge Piața Operei, apoi mergem pe Alba Iulia, în Piața Libertății și apoi pe Alexandrii până în Unirii, miercuri în 12 aprilie, tot de la ora 5. În Joia Mare vom fi la Lugoj, tot de la Casa de Cultură începem, de la ora 4 și de la Lugoj plecăm la Brașov în Vinerea Mare, unde vom începe reprezentația de la ora 2. Asta este turneul de anul acesta. Toți cei care vedeți prezentarea aceasta și promul Drumul Crucii de anul acesta, vă invităm cu mare drag să veniți să vă plimbați împreună cu noi și să fiți parte la dramatizarea judecății Domnului Iisus Hristos în fața lui Pilat, Drumul Crucii, Via Dolorosa, Răstignirea și să ne aducem aminte cu toți de cât de mult a suferit Domnul Iisus Hristos în locul nostru. Și văzând imaginile astea, să ne gândim că noi ar fi trebuit să plătim pentru păcatul nostru, pentru păcatele noastre și să privim cu mare bucurie și interes ce a făcut Dumnezeu în locul nostru pentru noi, punând toată povara și tot păcatul pe Domnul Iisus Hristos, Fiul Său prea iubit, care a murit în locul nostru. Așa că, dacă ai auzit și ai citit și ai mai văzut imagini, vino să trăiești împreună cu noi pe străzile orașelor, care le-am amintit mai devreme, împreună cu prieteni de-ai tăi, cu colegi. Vino și trăiești experiențe extraordinare.